Întrerupem acest program cu un anunț. Nu știu dacă mai știți, dar v-am mai spus că lui Dei îi plăcea foarte mult National Geographic când era mic și lui Doi îi plăcea History Channel. Așa că Dei și Doi mai au două canale separate ale lor în limba engleză, unul despre animale și știință și altul despre istorie. Așa că dacă vreți, puteți să dați un subscribe și acolo. Dacă nu, nu. Apropo, pentru cei noi veniți, abonați-vă la lumea lui Dedo, nu o să regretați. Hai, bună seara, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod videoclip pe mirobolantul nostru canal de YouTube. Astăzi vom vorbi despre... Inițial nu știam despre ce să vorbim, dar noroc cu băiatul ăsta mariusică care s-a gândit să ne arunce o idee din căpșorul lui. Așa că astăzi o să vă vorbim despre cum eram noi la școală. Am intrat în clasa 1, un băiețel destul de timid, dornic să învețe carte. Nu știa că în următorii 12 ani o să regrete că a pășit în clădirea aia. Se așează frumos în prima bancă, bam, lângă el o fată. Așa, încercam eu să fiu cu minte, doar că dacă mă enerva cineva, explodam. Eram ca un drăcușor într-un corp de îngeraș. Și uite așa strigam la învățătoare în fața clasei. Rău! Și mă zbăteam și făceam ca toate alea. Dar totuși să zică mersi că nu o înjuram cum înjuram la doctor. Du-te, la mea! După două luni de zile, mama a fost nevoită să vină la școală pentru că îi spărsesem ochelarii unui coleg. Și uite așa au trecut primii mei 4 ani din școală, cu destul de multe bătăi între mine și colegi. A venit clasa 5-a și nu intrasem într-o clasă de-asta de deștept, să zic așa. Eram 15 în clasă, majoritar retardați. Degeaba s-a chinuit săraca învățătoare să mă reduce 4 ani de zile și să încerce să mă învețe să mă abțin și să-mi controlez nervii. Da, de unde? Că eu în clasa 5-a mă băteam cu aia de-a 7-a, mă dădeam cu scaunul pe hol, aruncam cu lapte pe geam și multe altele. De învățat învățam, n-am ce să zic. Dar la tâmpenii parcă nu aveam pe un număr un îngeraș și pe unul un drăcușor. Parcă aveam doi drăcușori care mă împingeau să fac toate prostiile. Dar, într-un fel sau altul, mă bucur că m-a dus capul să le fac fără să mi se scadă nota la purtare sau fără să urmeze ceva grav. Am mers așa pe burtă. În clasa 6-a ne-a unit clasa noastră, pe aia cu 50% retardați în ea, cu o clasă mai de Doamne ajută, unde erau mai mulți tocilari. Așa că am început să învăț un pic mai bine și să mă mai potolesc. Oricum, pentru mine, clasele 5-8 au fost cele mai belea. S-a terminat clasa 8-a și am intrat la liceu. Și am intrat și în depresie. La câte nebunii făceam eu pentru că și aveam cu cine, aici fiind 80% tocilari, a fost cam nașpa. Știu că ceilalți mă vedeau ca pe un nesuferit, un arogan și nu prea mă înghițeau. Și le dau și dreptate, pentru că eu nu mă comportam frumos cu nimeni. Mă duream pulă, vorbeam urât, îi luam la mișto. Ăia care gândeau cât de cât mă lăsau în legea mea. Ăia proști încercau ei să mă pună pe mine într-o lumină proastă ca și cum. Doar că se termina cu un capac la urecu și se potoleau. Am continuat în același stil până la sfârșitul lui a 12-a. Oricum aveam și o frații mei, sunteți nebuni. Eu unul 4 din câte îmi aduc eu minte așa, știu că făceam toate tâmpenile, dar involuntar. Nu stăteam locului și trebuia să alerg dintr-un loc în altul și în viteza mai incredibilă trebuia să dau peste vreun profesor să-l dărâm. Sau peste vreun coleg, sau să dărâm vreo vază sau vreun tablou sau chestii de-astea. Erau ăia nebunii clasei care făceau tot felul de tâmpenii. Îl aveam pe unul care se dădea cu capul de pereți, de tablă, de ușă, de tot ce prindea. Și făcea ca toate alea prin clasă. Ăla era mereu dus la director și știu că venea supărat de acolo. Mă uitam la el și zicem, bă, trebuie să mă potolesc să n-ajung acolo. Seamnă că directorul e bau-bau. Și până la urmă am ajuns și eu când am lovit un coleg cu ușa în cap. Tot involuntar, că așa mai făceam eu. Degeaba mi-a cerut eu scuze că era ultimul părăcioș și s-a dus repede să mă zică. Mă bate vântul în față, eu n-am niciun chef de viață. Când am ajuns la director mă simțeam ca un pușcăriaș, ca un om penal. Surpriză, directorul nu era acolo. Și cam așa a fost și în clasele 5-8. În general eu învățam, dar nu aveam stare. Nu mi se părea școala prea grea, dar abia așteptam să merg pentru că în clasele în care am fost se râdeam mult, din diverse motive. Când făceam o nasoală nu știu cum, dar scăpam. Sau mă fofilam să nu se audă că am fost eu. Alergam una odată pe hol și am pus o piedică de s-a dus săracul pe burtă patinaj. N-a căzut grav. Mai mult ca o sanie, dar în următoarea oră a venit cu maică-sa în clasă. Norocul meu că mă schimbasem de tricou pe care l-aveam când i-am pus piedică pentru că avusesem sport înainte. Mi-am pus altă bluză și nu știu ce mi-a venit mie fix înainte cu 2-3 minute să testez ochelarii unui coleg. Și fix atunci a intrat la cumăsa și nu m-a recunoscut. Ce am mai făcut? Am spart câteva mingi la sport. Am sacrificat foarte multe cornuri și cutii de lapte. Am spart un neon odată cu un balon și au mai fost alte mici scandaluri, dar în general n-a fost copil problemă. A venit apoi liceul și s-a schimbat tot pentru început. Nu se mai râdea pentru că nimeni nu se știa cu nimeni. Aici 6-le sau 7-le erau note sfinte la anumite materii. Bine, după puțin timp a început show-ul și aici. Partea mișto a venit din clasa 10-a când m-am mutat în spatele clasei. Am început să vorbesc cu ăsta la altul și am început să râdem amândoi într-una ca ultimele hiene. Una peste alta a fost mișto la școală. Dacă ai cu cine să râși și să vorbești, chiar nu-ți pasă de alte chestii.